Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alătru de mine în studioul știrilor și astăzi e jurnalistul Sorin Abram. Bine ai revenit, Sorin. Bună bine m găsit. Continuăm cât putem povestea de la rădăuți. Noutatea este aceea că medicul care a fost amendat, șeful centrului de vaccinare, a decis să conteste în instanță amenda primită de DSP. Alte informații pe care le-am aflat pe parcursul zilei ar fi, printre altele, că nu în urma apelului făcut de Ministrul Sănătății a avut loc acest control, ci în urma unei reclamații. De parcă apelul făcut de ministru ar fi fost nu în urma unor reclamații. Bun. Și că nu are legătură unul cu cealaltă. De asta, Centrul de Arăduți este singurul centru din țară care a fost amendat. Nu, dar unde e logică? De ce eu nu înțeleg? Adică în țara asta s-au făcut mii de vaccinări presupus peste rând și singurul loc din țară unde a fost găsit în regulă e de Deci nu, nu a poți să ne înțeleg. amintim că acum câteva săptămâni când s-a decis că trebuie să extragă șase și nu cinci doze dintr-un flacon, da. la Spitalul Județean Suceava s-au făcut 70 da. de vaccinări și peste Dar rând. nimeni nicio sancțiune. Din potrivă, au fost felicitări. Păi am văzut că domnul doctor Manta de la Rădăuț a luat decizia de a arunca vaccinul care îi rămâne. A zis -o, păi dacă m-a amendat că am făcut dozele alea din flacon care îmi nu? Că care bă, și arunca. Nu, evident. Deci decât să mă mai sancționeze, gata, le arunc. Dacă am doi clienți și am șase doze, fac două vaccinuri și patru le arunc. E mai bine așa, nu? E toată lumea mulțumită se respectă legea. Eu sunt de acord că trebuie respectate regulile, dar hai să le respectăm sau... de sus, nu să funcționeze platforma, să fie deschise centrele dar tu din vrei să mă orașe. Pe mine, să... <laughs> nu, că de aici nu are rost să vorbim foarte mult. Însă, deci, domnul doctor, după ce a fost tocat și toată lumea l-a sunat, l-a întrebat ce a făcut, a trebuit să dea explicații. Ori mai, fi fost, ori mai fi fost și niște vaccinuri făcute așa. Însă, asta era ideea și după aia a zis că unii se, uh, cum se scriau pe platformă, veneau astăzi, era aglomerație când era rândul lor, veneau de la țară, de unde veneau, poți să vii mâine, veneau la a doua zi. Oricum, uh, nu vii Cătălina și faci un control de o zi sau două, nu știu cât au făcut control cei de la DSP, și o tuflește așa, 563 de vaccinuri în neregulă. Dar când le-ai numărat pe toate? Dar ai vorbit tu cu fiecare, știi când s-a înscris? L-ai sunat tu, Știi că la nu era medic sau asistentă medicală și are sub 65 de ani și a făcut Când ai făcut-o, controlele astea, așa amănunțite? Cam când le-ai făcut? Când, când s-a reușit să se facă așa, să spună 563? Când au ajuns la concluzia asta? Păi le-am numărat foarte simplu că lipsesc din platformă. Uh, nu. Asta poate fi deci o metodă ușoară. Deci, da, mie nu-mi scoate nimeni din cap că a venit cu dedicație controlul, a venit chitit să-i toace pe cei de la spitalul din Rădăuți. Acum vreau să subliniez din nou. Mă nu știu cum facem noi ieșind ca păduchele în frunte. Noi de mă Suceava spun. Dacă nu era nenorocirea de la București, astăzi se vorbea în continuare despre ce s-a întâmplat în județul Suceava la Rădăuț. Uite, cu 563 de oameni s-au vaccinat. Mă, așa știm noi, sucevenii, să ne faultăm unii pe alții și să ne carotăm de așa sunt un pic frustrat și sunt nervos. Pe cine? Pe persoana care a făcut reclamația? Nu, cu grupul de la Cluj, că ea se ajută între ei, că nu contează parții și așa. Noi nu știm să ne ajutăm și tot să fim exemplu de tântălăi țării. Deci niște tântălăi, știi, hoți ieșim și tot felul. Deci noi știm singur să ne ajutăm. Bă, cum a venit DSP Suceava și s-a dus și a căutat și a venit 563. Dar nu că s-a dus și a căutat. Și -a -a uite l-a și i-a dat și amendă și ce a făcut la rădăuți DSP Suceava și am o să vină să-i dea nu știu cine, premiul lui DSP Suceava. Să văd eu cu ce inimă se vor mai înscrie medicii să fie voluntari pe la centre. Pentru că, că atâta încă... voluntari că normele metodologice pentru ordonanța pe... cea cu plata medicilor da. încă nu a, sunt nu. publicate. Dar eu mă mir că domnul Manta încă mai e ai doctor. aici și n-a plecat din Rădăuții ăsta din județul ăsta. Deci, asta știm noi cel mai bine să ne fautăm și să ne arătăm țări întregi, să ne spălăm rufele mur. Eu nu zic că trebuiau să meargă acolo și să ascundă gunoiul sub Dar cum s-au dus ei într-o zi, două și au descoperit că 563 de vaccinuri și cum ne-am dat noi exemplu pe țară, pe țară la așa, nu. n-are și zală ăsta, să la că n-au nimic ca din județul ăla, e un județ, eu cred că nu mă înveți la geografie, pe cuvântul meu. Eu știri din, din județul ăla, n-am auzit din județul Sălaș. Cred că una la patru ani, că s-a născut Dacia în Cioloș acolo, asta e singura La patru ani, la fiecare da, ani. Și n auz din, din Sălaș, n auz din Alba, n auz din, nu știu, de la Suceava. Mă, Suceava e prima la accidente mortale pe țară. Activiștii de păduri la Suceava sunt mai, cei mai activi aici, cu topoare, cu mașini blocate, cu accidente, cu împușcături. La frontieră, la Suceava, ăștia nu prind pe nimeni. Trag cu pistoale în aer, consumă de degeaba. Nu prind nimic. După aceea, cu spitalul județean. Primii pe țară am fost, când am fost cu pandemia, noi, în carantină Lombardia, sau cum ne-au spus ăștia. Acum, cine fură vaccinuri? Suceava fură vaccinuri. Județul Suceava. Fără deci noi suntem la toate Unde este ceva rău Mă când dai drumul la televizor Nu mă prea e la știri știi Dar mai dau în weekend așa Și când auzi că un român a făcut ceva în Anglia Stă inima în loc că ăla trebuie să fie din Suceava Nu se poate Cum erau înainte Tot când la școală în timpul regimului comunist Când eram puștean discutam Că uite chitaristul de la uh, Chicago Ăla vocalistul Ăla artistul Și toți erau români fugiți eu am auzit eu că erau Și de unde erau toți? Din Timișoara erau Mă, dar nu era altul din altă parte Toți talentații pământului erau, erau români fugiți Și erau din Timișoara Acum nu se poate să nu fie ceva Rău Da, auzi, un accident cu un Microbus cu oameni care se întorceau de la muncă în Ungaria Pe, să știi că pe și la și autostradă. Exact același lucru Caut în presa străină să văd dacă no, nu Și cumva... te gândești, doamne, dar trebuie să fie unul din Suceava Când a fost cu sparanghelul ăla Cu scandalul de unde erau cei mai mulți? Împătreu din, Suceava. din Suceava. Dacă dă știri cu tirurile astea blocate prin străinătate, cu nemulțumiri, de unde e șoferia? Păi, din Suceava. Cine are cele mai multe firme de, ce județ are cele mai multe firme de transport uh, intra dar da, da, nu-mi stă deloc inima, adică nu stă inima și așteaptă să tresară de, de bucurie când zice se fac noi numiri în guvern. Nu am nicio nu emoție. Are, nimic, deci, nicio nu? emoție că m-aș putea bucura că ar fi cineva din Suceava, pentru că nu e. Deci nu e. Din Suceava nu e. Dacă n-ar fi fost... Dar, cu, dar cum, să te mergi tu de, de sepe în cazul de față la tine în județ și să dai cu barda? Așa e și pe uite ce am făcut noi. Este reprezentantul Ministerului Sănătății în teritoriu Dar nu numai la astea, La organizați și la altele Nu avem personal, nu putem, nu avem timp Și așa mai departe Dacă n-ar fi fost știrea de la Matei Balș Da, știrea aceasta sau continuarea Acestei informații da, Ar fi, informații, mers în continuare, ar fi da. ținut încă Titlurile mari din presă Dar a mai apărut astăzi o informație foarte interesantă Eu scriez direct din comunicat că e foarte Frumos cum este scris și o să omit câteva cuvinte, dar nu scot din context nimic. Pentru buna desfășurare a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, Comitetul Național pentru Coordonarea Activității de Vaccinare face următoarele precizări. Începând cu data de 28 ianuarie, 35.000, nu? 520. 35.304 persoane care deservesc activități esențiale programate la vaccin între 28 și 11 februarie sunt în curs de replanificare pentru administrarea primei doze. Deci pentru buna desfășurare a campaniei de vaccinare amânăm campania. Da. Păi nu, pentru buna desfășurare. Eu vrut să spun altceva, dar cine. Dar așa scrie, nu? Bă, pentru mă, buna desfășurare a da, campaniei de vaccinare a amânăm da. a doua oară campania de vaccinare. Dar cine se ocupă de comunicare la instituțiile astea? Tot felul de pile aduse. Auzi, știi care este treaba? Eu spun că DSP-ul trebuie să se întoarcă la rădău, să-i pe aia și de Și nu mai bine că sunt niște oameni nu, vaccinați. Nu. dar trebuie să fie dar tot să de la să fie vinovați poza. pentru asta, știi? Tot acolo. Trebuie DSP-ul să facă ceva. Mă, dar DSP-ul ăsta se face de râs Fapt, cred că știu explicația. Care? Din cauza că s-au vaccinat înainte de rând 523 da, de persoane 536, la rădăuți, 36. 536 de persoane la rădăuți, nu sunt vaccinuri pentru cele 35.304 persoane programate pentru perioada 28 ianuarie 1, 11 februarie. Atunci. Cred că asta e una dintre explicații. Da. poți să dau orice, orice explicație. Dar uh, autoritățile statului astea, Ministerul Sănătății, DSP, INSP și ăștia care... Uh, și Comitetul au, Național de Coordonare a Activităților Așa, prești, cine amendează? Pe ăștia cine amendează? Pentru incompetență și pentru bulbeală și da, pentru Dar pentru ceea ce, în ce s-a întâmplat la Piatra Neamț să amintește cine... A, ce da, -a... nu, nu s-a întâmplat nimic. Ca să Am... anticipăm ce se va întâmpla pentru ceea ce a fost azi noapte la Matei Balș. Păi la Balș nu se întâmplă nimic, pentru că acolo sunt niște grei. E un spital din capitală, sunt oameni care doar să-l facă politic pe străinul cercel Doar să găsească lui să spună că PSD-ul e vinovat prin străinul cercel Dar în rest am văzut că a zis premierul că s-a intervenit foarte bine, post mortem să a intervenit practic. Au găsit al cincilea om săracul da, da, deci intervenit la câteva foarte, ore carbonizat. Că foarte bine să intervină, Nu știu cum consideră domnul Cățu să, că să, dar trebuia să se intervină foarte bine înainte de a fi ca să, adică de la Piatra Neamțu nu s-a înțeles nimic. S-au făcut niște controle în țară și ele cred că s-au făcut de mântuială. Și nu s-a înțeles nimic, că pe la spitalele astea trebuie băgați bani în instalații, că le supra-soliciți acum. Nu s-a înțeles că trebuie să ai și niște meseriași care sunt greu de găsit pentru că școala românească a fost distrusă intenționat. Deci cu bună știință, școala românească a fost distrusă cu bună știință. Uh, și nu mai are nicio, nicio, șansă de revenire. Deci școala românească nu se poate mie va un tânăr revenire. care vrea să se mai facă electrician în țara păi nu, asta. dar acum erau lucrurile uh, aranjate. Nu, -și va mai, nu din cauza pandemiei. Școala românească este distrusă, în afară de câteva vârfuri care sunt născute și nu făcute și care vor rămâne de regulă în străinătate. Uh, pentru că, și de ce este întoarce, în că apropo de asta, întors în țară, eu mai aud uh, și toată lumea aude pe și domnul președinte de la județ, domnul Frutur, când face cu diaspora, vă așteptăm acasă. Veniți, dragi suceveni. când facem, facem autostrăzi, uite acum se fac autostrăzi, găsim locuri de muncă mai bine plătite, așa. Și cum să vină lumea acasă dacă tu la aduci pe un medic de la ea la rădău pe unul îl fugărești? Sau le ai adus dar din pentru dar în ce condiții lucrează că s-ar putea mâine să nu mai fie viu nu, dar în pentru spital. ce, adică de ce aș veni eu să spun că stau în străinătate și lucrez și mai vin, pentru de ce să mă întorc dorul aici? de Bun, asta Patrie. este una, dorul, dar tu ce garanție îmi dai că lucrurile se vor schimba în bine? Nu se schimbă în bine, pentru că sunt aceiași oameni cu aceleași mentalități învechite, cu aceleași ranchiuni, cu aceleași frustrări. Cu aceleași... Uă, astăzi vorbeam cu cineva și nu e valabil numai la noi de i prostului o uniformă. de la un prost o uniformă. Poate să fie ea deci orice de, orice uniformă. De orice fel, da. Dă-i și fă la, nu pompieri milițiani și așa, ăsta la intrare la hotel, dă la prost uniformă și pune pe prostălac acolo la intrare. se vezi cum se uită la tine aroganți și cum... Uh, cum te tratează de Cu sus. autoritate, așa. pentru că uniformă înseamnă și autoritate. Dă-le unora funcții care neam de neamul lor n-au visat că vor ajunge în funcțiile alea. Și de le o funcție, să vezi cum reacționează, cum deodată se umflă ei și cum își scot din dulap hainele alea bune cu care mergeau ei de Paști și la cumătri în viste și cum se dau mari și cum nu le mai ajungi cu prăjina la nas și cum au impresia că toate problemele sunt pe omerii lor și cum rezolvă ei. Și ei n-au citit o carte de când erau în clasa a patra și le-a dat să citească obligatoriu păza din tei. Și de unde să luăm alții soren? Păi n-ai de unde să iei. Că e. sunt Ăștia contaminați. Sunt. Nu? nu, că na, sunt și oameni foarte, foarte, bine pregătiți și așa, dar îți strică anturajul. Păi la, la, noi că e virusul ăsta acum. Știi, e virusul ăsta acum, dar înainte circula și alt. Virusul aroganței, virusul prostiei, virusul nesimțirii. Asta se răspândesc cu o viteză fantastică. Și nu se va putea face niciodată vaccin împotriva acestor virus care circulă. Păi bagă într-o comunitate unul din ăsta arogan să vezi, lasă-l acolo 10 zile, să vezi cum se contaminează toți când, când se termină întruirea. Știi? E cam bancul acolo când a dus la cioban să învețe copil dintr-o familie de evrei care vorbea cu accent și l-a dus pe la cioban să stea o stămână să-l învețe românește. Când a venit să ia copilul, ciobanul vorbea cu accent, știi? Așa și aici, îl bași pe unul de ăsta ca să-l cumințești, și îmbolnăvești pe ceilalți. Și îmbolnăvești pe ceilalți. Ia, dă-le uniformă, dă-le funcții să vezi cum uh, reacționează. Și păcat, pentru că sunt niște oameni chiar cu bun simț, și uh, dar bunul simț la noi nu are nicio șansă, o obrăznicia în, în groapă România. Deci dacă ești obraznic, ajungi în funcții. Dacă știi să dai din coate, dacă ești nesimțit, cu cât ești mai obraznic, cu atâta, cu atâta reușești să ajungi mai sus și asta este valabil pentru tot cu bunul simț, cu buna creștere, nu, nu faci nimic. Și sunt N exemple în sensul ăsta. N exemple. Acum, azi, poate m-am molipsit și eu de la tine sau tu de la mine, de diverse... De la, cam, Cu ce te-am molipsit? Nu știu. A, ah, cu realism? Da. Poate. Poate te molipsesc eu cu ceva optimism, no. dar nu, îl, îl pierd pe zi ce trece. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, doamnelor și domnilor, știrile continuă.